ceva, maxim de 5, 9 din 9. Da, bună seara în primul rând, sunt foarte fericit, am 3 meciuri și 3 victorie. Eu zic un meci de astăzi a meritat să câștigăm și mergem tot înainte, suntem pe primul loc și sper să tenem tot așa. Pentru oră sunteți pe locul întâi, rămâneți așa și după... La începutul campionatului am început foarte bine și, cum am zis înainte, sper să continuăm tot așa și să rămânem în primul loc până la sfârșitul campionatului. Dar nu e ușor, trebuie să tenem tot așa. Urmează duelul din Europa League, unde tu în tură ai ieșit cam și până. Da, îmi urmează duelul cu Moved, sper să revinem cât mai proaspăt pentru meciul cu Moved. A fost meciul greu, ei numai cu minge lungă și la bataie, dar sper că acasă să avem mai mult noroc și să câștigăm meciul cu Moved. Îi luați pe sus? Da, trebuie să-l luăm pe sus și trebuie să-i dăm și noi. Mi-am spart arcada, nu-i cu Șorban cu la fel și trebuie să-i dăm și noi. L-ai ținut minte pe cel care... Da, l-am ținut în minte, da, m-am uitat de el. Merita roșu? Nu cred că merita roșu, m-am uitat la faza după aia, n-a vrut să mă lovească, pur și simplu a făcut blocaj, m-am întors eu cu capul și m-a spart arcada, da, nu merita roșu. După 3 meciuri în care ați luat 6 goluri, câte 2 pe partidă, acum 3 meciuri fără gol primit. Da, știu, lumea vorbesc de mereu că luam goluri, dar uite că acum am făcut 3 meciuri și n-am luat gol. Și asta mă bucur și asta am vorbit și cu băieți, să nu mai primim goluri, nu pentru supote sau să nu-i crice, dar pentru noi. Când nu iai gol și apărarea acolo nu ia gol, ai mai multă încredere. Și așa, eu zic că o să fie bine. Dacă nu primim gol, o să marcăm. Că fiecare meci dăm gol nou, 100% o să dăm un gol. Să joci alături de fratele tău la universitate? Din păcate, fratele meu a plecat deja, a ales așa, s-a dus acasă, că a fost mai bine pentru el. Nu am găsit o înțelegere aici cu clubul și s-a întors înapoi în Italia. Este mai multă liniște la echipă acum, 5 victorii și un egal. Un debut excelent de campionat. Mai liniște, nu zic mai liniște, suntem fericiți, suntem grup unit, suntem împreună, trebuie să tragem tot așa, să nu credem că suntem cei mai buni acum, dar să tragem tot așa, să fim în priză tot timpul, că nu e ușor, că m-am zis și eu zic că o să fie bine, dar nu e liniște, suntem motivați să dăm cât mai mult pentru Craiova. Dar pe suport i-ai învățat să trăiască periculos, cu emoții până la final. Da, eu zic puteți să închidem meciul mai devreme, am avut multe ocazie și... Că orice meci se pare cu un clicen, tot așa, am tenut suportul cu inima acolo, dar dai seama că nu e ușor să te apăi tot meciul așa și a mers bine, dar o să fie mai bine în continuare, o să dăm gol cât mai multe. Plecați favorit joi? Plecam favorit joi, eu cred că da, suntem favorit, am demonstrat și acolo că am jucat mai bine. Ei nu au avut așa ocazie, cred că Piacele a avut numai ocazie acolo a lui cred în Gog. Dar noi am jucat mai bine, cred. Și acasă sper să jucăm cât mai bine și să câștigăm meciul. Se vede Atena? Atena se vede? Sper să vedem Atena și sper să vedem după Atena, și în grupele. Dar nu e ușor, cum am zis. Mergem meci după meci, înainte Onved și după vedem cu AEK Atena. Ce se face Oicu? Foarte bine, foarte bine și mă mulțumesc. Glezna și Glezna foarte bine. Ce urmează? Sper nimic, m-am cam saturat cu accidentările. Și gol, da, asta urmează, gol. Să dau gol. Înainte să nu primim, după aia gol. Ai gol? Știi să dai gol? Știu să dau gol, da, cu capul. Da. Da. Ai fost atacant, nu? Da, am fost atacant la junior, dar a trecut mult timp. Acum e important să nu primim gol. După aia golul o să vină. Mulțumim.